Oamenii au așteptat tăcuți la rând să ajungă în fața altarului de flori și lumânări ca să se reculeagă și să aducă un omagiu celor doi tineri mușceleni care au murit în clubul incendiat, Diana Elena Enache și Valentin Fieraru. Preotul de la Biserica Fundeni a ținut o scurtă slujbă religioasă și s-a rugat împreună cu mulțimea atât pentru cei care și-au pierdut viața în clubul morții, cât și pentru celelalte victime aflate acum în spitale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. După momentele de reculegere și rugăciune, cei prezenți au pornit într-un marș al tăcerii și solidarității până la Biserica Sfântul Nicolae. Ne-am adunat aici ca să ne rugăm, în primul rând, pentru sufletele celor care au căzut, ca să spun așa, în clubul colectiv, vineri, 30 octombrie. Mulți dintre noi ne-am și cunoscut pe cei care au murit, avem prieteni acolo. La final, mai mulți tineri s-au întors în piața primăriei și au îmbrăcat statuia ce simbolizează căderea lui Icar cu flori și candele aprinse, aranjate în formă de inimă, așezând alături fotografii îndoliate cu Diana și Valentin.